Regizorul filmului a descoperit tainele metodei Montessori timp de 2 ani în cea mai veche școală Montessori din Franța, la Roubaix. În cadrul documentarului au participat 27 de copii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani. Regizorul a fost prezent la proiecție și ne-a împărtășit din experiența sa și ideea de la care a pornit în realizarea filmului. Ce m-a inspirat, d'abord, c'est la naissance de ma fille. Nașterea copilului meu. Ce qui m'a inspiré, c'est le. J'étais émerveillé par toutes ses capacités, tout ce qu'elle savait faire par elle-même. Ce m'a inspirat, c'est le fait que m'a minunat de ceea ce este în stare să facă, ce poate să facă, toate capacitățile. Toute son énergie, tout ce qu'elle a envie de faire elle-même, sans que moi je l'aide. Et avec ses propres désirs, ses propres objectifs. Toute l'énergie sa et toutes les choses qu'elle faisait, elle faisait avec ses propres efforts, sans que ça ajoute de l'eau. Et donc, je l'ai laissé beaucoup faire, ma fille. Je l'ai laissé beaucoup faire des choses toute seule, par elle-même. Donc, j'ai laissé ma fille faire beaucoup de choses, avec ses propres efforts. Et j'ai eu des problèmes avec ma famille qui ne comprenait pas ma démarche. J'ai eu des problèmes, bien entendu, avec ma famille qui ne comprenait pas ma démarche. Et si bien que des fois je devais me cacher pour jouer avec ma fille. Et que de temps en temps, je devais me cacher pour que je puisse jouer avec ma fille. Pour la laisser utiliser des choses, qui, par exemple des objets de la cuisine et que ma famille trouvait étrange d'utiliser. Ca să lasă să folosească tot felul de obiecte normale, dar care familia mea le considera ciudate, ca, de exemplu, ustensilele de la bucătărie. Et donc, j'ai découvert Montessori et qui m'a fait comprendre que ce que je faisais était tout à fait normal et même bénéfique pour l'enfant. Quel est le message C'est difficile de dire un message central, mais peut-être qu'il faut faire confiance en l'enfant. C'est-à-dire que c'est le regard, je pense, de l'adulte qui doit changer. C'est difficile de dire que c'est un seul message principal, mais il s'agit de l'encredere en copil et le fait que l'adulte doit schimber la perspective sur copil. Et donc, à mon sens, il faut regarder l'enfant autrement. Il faut lui faire confiance. Et penser qu'il est capable de faire beaucoup plus de choses que on s'imagine qu'il puisse faire. Și că trebuie să ne schimbăm această perspectivă și să-i dăm încredere copilului și să realizăm că copilul poate face mult mai mult decât îi credeam. Asociația Club Montessori Start pentru Viață a adus proiecția în fața publicului din Timișoara. Roxana Trașcă, reprezentant al asociației din Constanța, ne-a oferit detalii despre scopul asociației și despre asocierea acestuia cu filmul prezentat. Filmul Copilul e maestru. Este practic un proiect al asociației noastre de a aduce părinților informație practică, din o informație reală, neregizată, pur și simplu pentru a vedea efectiv ce se întâmplă într-o clasă Montessori. Proiectul acesta a început, aranjamentele pentru acesta au început din martie anul ăsta și suntem noiembrie. Da, am reușit și suntem foarte bucuroși că este și în Timișoara și sunt și în alte orașe vizionări și vor mai fi pe parcursul paralel. Filmul a fost tradus și distribuit în numeroase țări precum Italia, Grecia, Marea Britanie, Canada, Japonia, Mexic și este admirat pentru felul în care transpune activitățile zilnice din cadrul mediului Montessori.